scriem așa. 2 la x plus 4 la x plus 4 la x egal cu, să spunem, cu 5. Hai, egal cu 6. Da? Egal cu 6. Să se găsească x-ul. Tu, Mihai, vorbești. Ia scrie ce spui tu. Cum rezolvăm aceea? Deci ecuația respectivă. Părțim prin 2 la x. Sau 4 la x. Atenție, atenție că ești la tablă, ești profesor acolo. Cum, cum se face aceea? Te-am împărțit oare prin 2 la x, 4 la x? Nu s-a cred. Să scrie între 4 la x ca 2 la 2 la 2x. Asta e altceva. Altceva. E a doua variantă. Nu e a doua variantă, asta nu merge în prima variantă. A, că nu-i, că trebuia să fie aici la x ca să putem învăța. Sigur că da. Da, e altă poveste. Da. Și nici, nici atunci n-ar fi mult mers. Hai să, o să vedem. Deci nu merge. Deci scrim pe x, pe 4 ca 2 la x, totul la a doua, da? Da. Și ce devine x? 2 la x. 2 la 2x. Sau 2 la x totul la a doua? Păi eram scris da? Așa. Da, atât. Și ce, de ce să mai strice ghiștiu? Acum, uitându-te, Andreea. Da, notăm pe 2 la x. Sigur că da, vedem 2 la x peste tot. Pătrat plus t egal cu 6. Tu ce pe 6 în stânga, că e cu azi gradul 2, hai, Andreea. T Și uitați la substituții, cine era, cine era T-ul? T-ul era 2 la x. Deci 2 la x egal odată cu... 2 la x va fi egal cu minus 3, ceea ce nu este posibil. Da. Imposibil că exponențială de un număr pozitiv. Și altă 2 la x egal cu... 2 la x egal cu 2. Da. Este cu x egal cu 1. Da, deci asta ar fi fost ideea de lucru. Trebuia să sesizăm că 4 la x scrie ca 2 la x totul la a doua și apare peste tot 2 la x, notăm cu un t și e quasi gradul 2. Asta e tehnica de lucru, da? Altă, alte greșițe. Să zicem așa. 2 la puterea... Da. Modul din 2x minus 4. 2 la puterea. 2 la puterea. Modul din 2x minus 4. Egal cu 4 la x plus 2. Pe 4 scriem ca 2 la 2. Așa, și vine 2 la puterea modului. 2 la puterea modului din 2x minus 4, dar cu 2 la 2, totul la puterea x plus 2. Și aici înmulțim. Da. Deci așa să mulțesc două puteri, să, pe bază să mulțesc exponenții și vine 2 la... 2 la puterea 2x minus 4. 2 la puterea 2x plus 4. Da. Și atunci de aici este că modul din 2x minus 4 egal cu 2x plus 4. Și avem două variante.
Da? Deci dacă modulul e egal cu ceva, înseamnă că... cantitatea de un modul poate să fie pozitivă sau negativă. Deci, înseamnă cazul întâi. Care este cazul întâi? 2x minus 4 egal cu 2x plus 4. Da. Când? Dacă, virgulă. Dacă, dacă, acolo întrebarea e pozitiv. Da. Păi, dar spun, 2x minus 4 mai mare ca 0. Și cazul 2. Minus 2x plus 4 egal cu? Egal cu 2x plus 4. Dacă? Dacă 2x minus 4. Și mai mic ca 0. Așa. Deci, Mihai, să ne înțelegem. Ai avut acolo pe 4, le-ai văzut ca 2 la a doua, se duce 2 la 2x plus 4 și ai o ecuație cu module acolo. Modul din 2x minus 4 egal cu 2x plus 4. Și aici sunt două variante. Dacă întrebarele acelea e un număr pozitiv, rămâne așa. Adică scrie acolo modul din x. Modul din x egal cu acolo x, dacă x e pozitiv. Și egal cu minus x, dacă x-ul este negativ. Într-un loc se poate lua și cu 0. Da? Și cu egal. Adică poți să-i mai mic sau egal sau mai mare egal. Depinde unde vrei. Acolo. Și cu asta așa se explicitează un modul. Deci, în condițiile în care avem modul din ceva egal cu, înseamnă că întrebarea poate fi un număr pozitiv sau un număr negativ. Un număr pozitiv, deci, când e un număr pozitiv, rămâne așa, când e un număr negativ, îi schimbăm semnul, da? Da. Și acum tu ai două cazuri. Și să luăm pentru cazul întâi. Cazul întâi. Ducem pe... Dx se reduce cu 2x. Da. Și a venit că minus 4 egal cu 4. Fals. Fals. Deci nu există. În cazul întâi n-ai nicio soluție. Deci în cazul întâi n-ai soluție la ecuație. Nici soluție. Da. Păi cazul 2, minus 2x minus 2x egal cu 4 minus 4. Minus 4x egal cu 0, x egal cu 0. Dar în al doilea caz era 2x minus 4 mai mic ca 0, care înseamnă ce? Rezolvind ecuația. 2x mai mic decât 4, x mai mic decât 2. X mai mic decât 2. Și 0 la tine, dar poți să ți-l iei. Acolo și mai mic egal. Și atunci... x mai mic decât 2 este 0 acolo. Da. Deci, în cazul 2, ai x egal cu 0 soluții. Soluții. Hai să mai facem una, că nu vei clar, un astfel de ecuație nu vei clară. Deci, se rezolve ecuația. 3 la puterea 2 modul din x plus 1. 2 modul din x plus 1. E plus modul din x minus 2. Nu plus modul din x minus 2 egal cu 9. Pe 9 scriem ca 3 la 2. Da. Și ar veni 3 la 2 ori modul din x plus 1 plus modul din x minus 2 egal cu 3 la 2. Da. Atunci nu știu că asta e egal cu asta. Deci 2 modul din x plus 1 plus x minus 2 egal cu 2. Și cum se rezolvă ecuația asta cu moduri? Facem semnul. Deci facem semnul fiecare în parte și o luăm pe intervale. Luăm, da? Pe intervale. Ia să vedem. Deci facem un tabel de variație a semnului pentru x plus 1 și pentru x minus 2. Așa.
x minus 2. Este 0 la minus 1. Deci x plus 1 egal 0, x egal cu minus 1. Deci devine acolo. Dacă luăm minus 2, ar fi negativ. Negativ. Deci zona ce e negativ tot timpul. Așa. Când x-ul e egal cu 2, da, e 0. Și ora luăm 0. Din obținut 2 acolo. Ia-i. Din obținut pe 2. Dar nu dat pe x minus 2 acela. X minus 2 egal cu 0 și x egal cu 2. Da? Da? Și acum au apărut ce intervale? De unde? De la minus infinit la minus 1 odată, apoi la minus 1. Minus 1 la 2, da. Și la 2 egal cu plus infinit. Deci sunt trei cazuri. Cazul 1, zicem, cazul 1. X aparține de la minus infinit la minus 1. Ecuația devine, aceea care avem cu modul din corp, devine. Două puncte. Ce devine? 2. De ce minus x minus 1? Pentru că în interval de la minus 1 la minus infinit la minus 1 este negativ. La x plus 1 e negativ și atunci schimbăm semnul, da? Modul asta face. Plus al doilea modul în zona aceea. Dar la modul tot negativ este. Și vine minus x minus plus 2. Minus x plus 2. Schimbăm semnul dintre x și egal cu 2. Desfacem. Minus 2x minus 2 minus x plus 2. Minus 2x cu minus x, minus 2 cu plus 2 se duc, și ar veni minus 3x egal cu 2, x egal cu minus 2 pe 3. X egal cu minus 2 pe 3 este soluție. Acum trebuie să vedem dacă se află intervalul minus infinit, minus 1. Sigur că da, acolo am lucrat. Minus infinit, minus 1. Păi 2 pe 3, 0 pe 3. Nu, minus 2, minus 0, da. Virgulă... Ceva așa aparține. Ia, să văd dacă aparține. Mai fă, mai analizez un pic. Ia, pune numele pe axă. Și vezi tu dacă... Undeva e 0. 0. Apoi minus 1. Minus 1. Și minus 2 treimi. Faci minus 0 și ceva. Pe unde este? Pe acolo este, nu? Dar nu-i două treimi. Împarți întregul în trei și e două bucăți, dacă vrei să fie riguroasă. Da. Și acolo este, este acela în minus infinit, minus 1? Hai, nu. Nu este. Deci minus 2 pe 3 nu aparține minus infinit, minus 1. Rezultă că x egal cu minus 2 pe 3 nu este soluție. Da. X aparține de la minus 1. Minus 1 la 2. Deci e plecat totdeauna, văd că e luat, acum ai schimbat. Păi deci, era... Ai luat-o dacă... până la minus 1 închis. Lasă-o tot timpul dreapta da. Închis. Așa. Ecuația devine. E că devine. Mihai, vorbește tu ce devine ecuația. 2. Care e ecuație? Ecuația 2 modul din x plus 1. Au aici 2. 2 modul din x plus 1. Hai. X plus 1 plus minus... De ce minus x? Plus 2. Pentru că are... În ce zonă lucrăm în cazul 2? Minus. De la minus 1 la 2. Da. Cum este primul modul de la minus pozitiv. 1 la 2? Rămâne așa. Da. Deci 2 pe lângă x plus 1. Al doilea este negativ. Da. Schimbăm semnul. În loc de, de x minus 2, pune minus x plus 2, da? Schimbă semnul complet, egal cu 2. Și avem? 2x plus 1 plus 2. x. 2x plus 2, cât de mulțim acolo, mă vorbește tu, plus 2, minus x plus 2, egal cu 2. 2x minus x, 2 și cu 2, 4, ducem partea cealaltă, egal cu minus 2. X-ul ne dă minus 2. Este minus 2 în zona în care lucrăm noi? Nu. Noi lucrăm de la minus 1 la 2, da? Da. Spune, nu aparține. Aparține minus 1, 2.
Rezultă x egal cu... x egal cu -2. Nu este soluție. Un pic mai mare să spun, da? Da. Bun. Cazul 3. Unde lucrăm? Mihai, unde lucrăm? În 2 și plus infinit. Da, de la 2 la plus infinit. Nu? Am zis? Da. 2 plus infinit, că e închis odată. Ecuația devine. E cât devine. x plus 1 plus x minus 2 egal cu 2 x egal cu 2 pe 3. Pare este bună? Este în zona? De la 2 la plus infinit 2 pe 3, ce fel de număr este? Tu lucrezi unul, de la 2, da? De la, da. Acolo. Și 2 pe 3 pe unde? 2 pe 3, pe dacă împărțim întregul în 3 și luăm 2. Asta? 2 pe 3. Este 2 pe 3 în zona care? Nu. 2 pe 3 nu aparține. E chiar subunitar ăsta. Nu aparține intervalului. Rezultă x egal cu 2 pe 3, nu este soluție. Da. Hai să vedem... am văzut așa cu moduli, da? Hai să mai vedem câteva ecuații exponențiale. Te rog. Să se rezolve ecuația următoare. Da. 5 la x minus 1 plus 5 la x plus 5 la x plus 1 egal cu 31. Pe 5 la x minus 1 schimb ca 5 la x pe 5. Da, deci vin 5 la x pe 5 plus 5 la x. Da. Plus 5 la x ori 5. 5 la x ori 5. 5. Da. Notăm pe 5 la x cu t. Apărut peste tot 5 la x, să notăm cu t și devine. Nu e așa o problemă. 5 ori 31, să vedeți. Adică... 31T. Egal cu 5 ori 31. T egal cu 5. Cine este T-ul? T-ul era 5 la X. Atunci 5 la X. Egal cu 5. Atunci X egal cu 1. Da. Simplă, da? Foarte simplă. Alte ecuații. Să zicem 9 la x plus 1 da. Plus 3 la x plus 1 egal cu 2. 9 la x plus 1 plus 3 la x plus 1 egal cu 2. 9 îl schimb ca 3 la a doua. Da. Și ar veni 3 la a doua tot la x plus 1. Da. Plus 3 la x plus 1 egal cu 2. Am putea să scriu și ca 3 la x plus 1 totul la a doua, ca să apare. Da, ți se apare ca celălalt, 3 la x plus 1 totul la a doua, plus 3 la x plus 1. Atunci... Notăm 3 la x plus 1 cu t, da, și el devine... t pătrat.
t egal cu 2, t pătrat plus t minus 2 egal 0, t 1, 2, egal cu minus 1, plus minus 4 al din 1, plus 4, la 2, minus 1, plus minus 4 al din 5, pe 2. Da. Și avem T1 egal cu minus 1. Cum ai făcut acolo la ecuația aceea de grad? T1 2 egal cu? P pătrat. Nu, minus B plus minus radical din B pătrat. Minus. Da. Plus O, pe da. Vezi? Păi atenție multe, Andreea. Faci praf, te ghiștiu. Păi, dar tu, Mihai, n-ai observat greșeala acolo? Că a zis 1 plus 4. N-ai observat? Păi 4 de 1, faci 8 acolo, 4 a ce, mă? Bă, da, dar mă gândeam la altul mai. Deja ieși tu aici. Deja de cine sunt 1 și pe 3? Minus 1 pe 3, 2 pe 2, 1 și minus 1, minus 3, minus 4 pe 2, minus 2. Facem la substituții și avea așa. Egal cu minus 2 și 3 la plus 1 poate să fie egal cu 1. N-are cum să dea negativ. Prima n-are cum să dea chimie. Imposibil. Da. Pe 1 scriem ca 3 la 0. Da. Și ar veni că 3 la x plus 1 la 3 la 0. Deci este că x plus 1 la 0. Da. Și de acolo lucrurile sunt clare. Nu mai e o singură soluție, x egal cu cât? Cu minus 1. Să mai vedem încă un negheșițiu. 1 supra 1 plus 2 la x. 1 supra 1 plus 2 la x. Plus 1 supra 2 la x. Egal cu 3 pe 2. Avem 2 la x peste tot. Peste tot, mă te conte și avem. 1 1 plus 3 plus 1 supra 3 egal cu 3 pe 2. Mihai, de acum continui tu. Amplificăm la 1 pe t cu 1 plus 1 minus t. De ce cu 1 minus t? Pe numitorul comun e 2t pe lângă 1 plus t, măi. 2t pe lângă 1 plus t. Dar aplicai cu conjugata, ce făcea era? Ce era în capul tău? Este 1 minus t. E altă poveste acolo. Aici e numitorul comun. Deci 2t plus 2 pe lângă 1 plus t, 2 plus 2t egal cu 3t plus 3t pătrat. Și lui. Păstrăm totul în partea dreaptă. În partea dreaptă. Și ăștia 2t cu 2t fac 4t. Duci în partea cealaltă, ar veni 3t minus 4t. 3t minus 4t, minus t, da? Minus t. Și minus 2. Minus 2 egal cu 0. 0. Da, x egal cu 0.
Și iată, am găsit o primă soluție, nu? X egal cu 0, de fapt e unica soluție. Așa, ce a fost acolo? Să observați că e 2 la X peste tot și totul merge foarte rapid. Încă o ecuație. Să zicem, 9 la X plus 1 minus 17 ori 6 la X minus 1 egal cu 4 la X plus 2. Deci 9 la X plus 1 minus 17 ori 6 la X minus 1 egal cu 4 la X plus 2. Așa. Dar până acolo hai să, fiindcă x plus 1 înseamnă că e 9 la x ori 9. Hai să zicem 9 la x ori 9 minus 17 ori 6 la x supra 6, e scădere. Așa, egal cu 4 la? 4 la x ori 4 la 2. 4 la x ori 4 la 2. Numitorul comun e 6 peste tot, hai să amplificăm. 6 ori 9, 54. 54 ori 9 la x. Da. Minus, acolo rămâne minus 17 ori 6 la x. Egal cu? 6 ori 16. 16. 4, 84. Ori 4 la x. Mihai, dacă înțelegi, de unde a provenit toată chestia? Am înmulțit fiecare termen fără... Fără x, da. Mai coeficienții. Da? 6 ori 9, 54, 6 ori 17, 17 a rămas și 6 ori 16, 84. Acum poți spui minus egal cu 0? Minus 84, da? Minus 84 ori 4 la x egal cu 0. Și acum cum să facem mai departe? Să încercăm să... Mihai, vreo idee? Scriem pe 19, pe 4, pe 9, scriem 3 la 2, și pe 4, 3 la 2. Așa scriem. Deci vine 54 ori 3 la 2x minus 17 ori 6 la x minus 84 ori 2 la 2x. Că pe 4 le scris ca 2 la 2. Da. Trebuie să vezi cum o bază comună. Aia. Ce idee vă mai vine aici? Să-l mai putem scrie ca 2 ori 3. Da. Tot la x, nu? Deci da. Zicem 54 ori 3 la 2x minus 17 ori 2 ori 3 tot la x minus 84 ori 2 la 2x egal cu 0. Da, acolo e 2 ori 3 tot la x. Da. Cum mai poate scrie 2 ori 3 tot la x? 2 la 3. Nu. 2 la x ori 3 la x. Sigur că da. Deci mai poți să scrii de resub 54 ori. 54 ori 3 la 2x. Minus 7. 2 la x ori 3 la x. Deci 4 ori 3 la 2x. Egal cu 0. Păi 3 la 2x. Putem scrie încă 3 la x ori 3 la x. Da, da. Și să le... Ia vezi acolo. Altceva, altă idee deșteaptă. Ce fel de ecuație este? Se cheamă ecuație omogenă. Peste tot același grad 2x. Se împarte fi prin 2 la 2x, fi prin 3 la 2x. Așa asta e prin care... Aici, abia acum. Deci împărțim totul prin 2 la 2x. Și atunci devine 54. 54.
3 la 2x supra 2 la 2x. Nu 17 ori 2 la x ori 3 la x supra 3 la 2x egal cu 0. Și acum 3 pe 2 totul la 2x. Deci 54 ori 3 pe 2 totul la 2x. Minus 17 ori 3 pe 2 tot, se simplifică un 2 la x cu 2 s-a fost scădem și vin 3 pe 2 totul la x. Minus 84. Da. Avem... Deci 54 ori 3 pe 2 la 2x, minus 17 ori 3 pe 2 la x, minus 84 egal cu 0. Da. Și scriem pe 3 pe 2 la x cu un t, notăm. Deci notăm 3 pe 2 tot la x cu un t. Atunci fața de bine, 54 ori t pătrat, minus 17 t, minus 84, egal cu 0. T1-2 egal cu 17 plus minus radical de 17 la pătrat minus de 4 ori 54 ori 84, da? Da. Și plus, că minus, minus, acolo face plus. Da. Hai să vedem calculul când ne dă 17 la 2. 17 la 17. Egal cu 17. Plus minus radical de 289. Plus 84. 84. 54. Și ori 4. Ori 4. 18.124. La care adăgăm 289. Este un pătrat perfect. Cam cât oricât să facă atâta. E greu să găsim deodată numele astea. Hai să ne-am timpul să extragi radicalul. Veni vorba de extragi radicalul dintr-un număr. Ești radical din 18.413. Se împarte în grupe de la dreapta spre stânga. Da. Deci... Alo? Bună seara! Sunt într-o lecție de matematică acum și nu pot întreba. Dar sunați întâi să vedeți dacă sunt aici, că s-ar putea să plec la București. Nu știu, în seara asta decid. Și mâine, înainte de a pleca, de a vă gândi la chestia asta, să mă sunați, da? Bine, vă salut!
mai știu exact câte zerouri sunt. Deci, pui în grupe de câte două, ștergi punctul acela, așa, și pui două la... A, nu așa, invers. Așa. Nu, 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 de la dreapta spre stânga. A. Deci aici e un grupaj. Da. Ăsta, ăsta. Și grupa formată din unul doar. Da. Și începem. Zicem, cât oricât, cine mulți prin el însuși face unul. Unu. Unu. Și zice, unu, și de sub zici unor unu, ca să te unu. Unu. Și nu mai rămâne nimic. Și coborâm grupa a doua. Grupa a doua este 84. Dublăm pe unu, în loc de dedesubt acolo. Punem doi. Nu, nu, acolo, 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 acolo. Doi. Și punem lui doi o cifră. Mulțit cu cifra aceea să ne dea un număr cât mai aproape de 84. 3. 3. Ia să vedem. 23 ori 3. 3 ori 3, 9, 3 ori 69. Dacă ai fi pus 4, ar fi mers? Dacă era 4, era... trecea peste. Peste 84, da? Deci 3 este într-adevăr bun, 69... aici. Mers 3, o mers. 69 rezultatul pui. 69. 9 din 14. 5. 15. Și acum coborăm următoarea grupă. Nu, următoarea grupă de cifre. 13. Și dublăm rezultatul, adică 26. Pui o cifră mulțit cu cifra aceea, să dea cât mai aproape de acela. 4. Ia spune 4 ori 4. 16, 4, 6. 24, 5, da, 4, 2, 8 și 2, 10. Aia e acolo 15, 1500, 1000, da. Hai să pui 6. Ia să încerci cu 6. 6, 6, 3, 6, 6, 6, 3, 6, 3, 39, 3, 6, 2, 12 și cu 3, 15. 1596 l-a depășit. 5. 5. Din păcate, nu se extrage radicalul exact, este o greșeală undeva. Hai să o revedem, să vedem dacă descoperim greșeala. Cum a fost exercițiul? A fost așa. La x plus 1. 9 la x plus 1, la 17 la x minus 1. Ori 6 la x plus 1. 17 ori 6 la x plus 1, egal cu 4 la x plus 2. Să vedem dacă avem noi o greșeală. 9 la x plus 1 l-am scris că 9 la x ori 9, da. 6 la x minus 1 l-am scris că 6 la x pe 6. 6. 4 la x plus 2 l-am scris că 4 la x ori 4 la 2. Da. Am mulțit tot cu 6 ca să ajung la același numitor. 54 ori 9 la x. Da. Minus 17 ori 6 la x. Minus 8 ori... Deci 8. Nu, 6. 16, 4 la 16. 6 ori 6, 3, 6, 6 ori 1, 6, 3, 96 ori bine. Ia mai fă dată. 16 ori 6, nu? 8 ori 6. Nici 8. A, da. 16 ori 6. Ori 6. 6, da. 96. Trebuie să asta e greșeala. Deci nu 94, 96. 96. Deci 96. 96. Ori 54. Și atunci... Se schimbă complet exercițiul. Să mulțim deoparte. Să vedem. 96 ori. 4, 24, 36, 38, 35.
5184. Și ori 4? Ori 4. Deci 4 ori 4, 16. 4 ori 8, 32. Și cu 1, 33. 4 ori 4, și cu 37. 4 ori 5, 20. 4 ori 5, 20. 20 din 7. Hai să vedem, și sus. 4 ori 6, 24. 4 ori 9, 36. Și cu 2, 38. 5 ori 6, 30. 5 ori 9, 45. Și cu 3, 48. 4, 8, 3, 11, 5. Deci 20.736. La care plus trebuie să ajungi? 289. Da. 289 plus 736. Șterge cu unde se extrasă aici, așa. Da. 5. 21.025. Deci 21.025. Și acum să extragem în radicale 21.000 din 21.025. Poți chema să vezi și tu cum să extragi radicalul. Deci radical din 20.000. 21.000. 25. Da, 25. Asta. Prima grupă este 20. 2, da? Pentru o singură cifră. Cât ori, cât se fac aproape? 1, 1, 1. 1, 1, 1. Coborăm de dublat. Punim o cifră, o cifră, cu cifră aceea. Coborăm 4 ori 4, 6 ori 4 ori 2, 9, 96. Aici 6 din 10, 4, 9 din 10, 4, așa, și coborâm după următoare, 25. Pune pe 4 care a mers sus, dublăm acum 28 și punem o cifră, înmulțită cu cifra. Se vedea cât mai aproape. 5 ar fi, după controlul care avem. 5 ori 5. 5 ori 5, 25. 5 ori 8, 40. 5 ori 2. 14. Perfect. E perfect. Și am mers și atunci punem 8. Pardon, 5, da. 145. Așa, dar lucrăm și zicem supra 108, da? Da. Și o să avem egal cu 17 plus minus 145. Și odată, de 1 egal cu 2. Da. Simplific, 4 în 2. 81 pe 50. 54. Da. Pe 2 este 5. O să face minus 145, scădem cu 17. Hai, Mihai, și lucrează și tu. 128. Minus 128, nu? Da. Minus 128 pe 100. Asta nu te mutăzește, că e negativă. Da. La 81 pe 54 mai lucrez. Poate să mai simplifică prin ceva. Nu, da, prin 3. Prin 3, da? Da. Și vine? 27. Da. Supra. 8, 18. Iarăși prin 3. Da. 86. Iarăși prin 3, 3 pe 2. 3 pe 2.
Deci ne întoarcem la T. Cine era T-ul? T-ul era 3 pe 2 totul la X. 3 pe 2 totul la X egal cu 3 pe 2, că găsi 3 pe 2 și de unul X egal cu 1. Okay, hai să vedem aici că am avut greutăți, a fost neatenția aceea la mulțirii. Dar autorul și eu vreau să vadă prin asta, cu numele. Să vreau să vadă dacă știm să-i tragi la rădăcina pătrată. Nu? Atenție la calcul. Și modelul de ecuație, omogen se cheamă asta. Nu? Avem același grad, 2x peste tot. Hai să-i facem și problemele ecuației este cu exponențiale. Cu logaritm, da, cu logaritm. Să zicem așa. Logaritm în baza 2 din 2x plus 5. Logaritm în baza 2 din 2x plus 5. Egal cu logaritm în baza 2 din x pătrat plus 3x plus 3. X pătrat plus 3x plus 3. Avem aceeași bază. Avem aceeași bază, dar punem mai întâi 2x plus 5 în paranteze, că altfel înțelegem lucruri mai de 2x. Așa. Deci mai întâi condiții. Argumentele să fie mai mari ca 0. 2x plus 5 mai mare strict decât 0. Și 2 mai mare ca 0 diferi de 1, dar este deja la tine. 3x plus 3 mai mare. Zic să ne înlocuim când găsim soluția. Adică să lucrăm acum, da? Da. Hai să vedem. Avem aceeași bază și atunci argumentul ar fi egal. Deci de acolo trebuie să injecti vitețe, nu 2x plus 5, să fie egal cu... x plus 3x plus 3, x pătrat plus x minus 2, 0. Da. X minus 2. Da, minus 1 plus minus 3 din 1 plus 4 3 minus 1 plus minus 3 pe 2. Da. Odată x1 va fi minus 2 și x2 va fi 1. Deci ține-se minus 2 și 1, da? Da. În locul dacă aparțin la de existență și am avea 2 ori minus 2 minus 4 plus 5 va da 1, este mai mare ca 0. Da. Și minus 2 la a doua va fi 4 minus 6 minus 2 plus 3 va da 1, este mai mare ca 0. Deci minus 2 este bun, da? Da. Deci x egal minus 2 e soluție. Că verific condițiile. În felul ăsta n-ai evitat să rezolvi așa. Și da. Acum cu 1. Și cu 1 ar fi 4 plus 5, 9 este mai mare. Nu. 2 plus 5, 7 mai mare ca 0. 1 plus 3, 4 plus 3. Și deci și asta. Soluții. Ambele sunt soluții. Deci ai observat ce am făcut aici. Da. Nu mai verificat, nu rezolvat în ecuațiile acelea, pentru că eu pierd mult timp și dacă greșesc. Mai bine îi las acolo și cu soluțiile găsite văd care îi probează. Este o tehnică asta, destul de la îndemână ai demnului. Hai să mai facem încă una și să lăsăm pe tânărul să lucreze și el individual. Iată. Să se rezolve ecuația. Logaritm în baza x plus 2 din x pătrat minus 1 egal cu logaritm în baza x plus 2 din x plus 5. Să scrie baza mai jos, iar x plus 5 la nivelul loc. X plus 2. Ai înțeles? Ca să fie clar așa. Și x pătrat era x pătrat minus 1. Așa. Avem condiții. Așa, punem toate condițiile. Deci avem condițiile. X plus 2 este mai X plus 2 mai mare ca 0 diferit de 1. Mai mare ca 0. Și de sub X plus 2 diferit de 1. Ca să terminăm cu baza. Da. Și acum luăm argumentele. X plus 2 minus 1 mai mare ca 0. Și X plus 5. Din nou să nu plec la sfârșit.
avem aceeași bază, dar nu știm dacă e suplimentară sau suplimentară și atunci trebuie să luăm două cadre. Dar de ce? Dar nu e în egalitate. E bază, nu are nicio treabă, tot egalitate acolo. Da. Dacă ar fi în ecuații în egalitate, atunci te-ai pune problema. Și atunci x cu 3 minus 5. Egal cu x plus 5. X plus 5. X pătrat minus x minus 6 egal 0. Sunt 2 acum plus minus radical 1. Plus 24. La 2. 1 plus minus 5. 2. X-ul egal cu minus 2. Minus 2. Egal cu 3. Astea sunt valori. Și acum, care, pe rând, vezi dacă îți verifică sistemul de condiții. Păi, minus 2 plus 2 e 0. Trebuie să fie mai mare ca 0. Mai mare, deci, gata, deci, dacă una este, nu verifică, nu este soluție. Că nu verificăm una din condiții. Chiar la început. Cu 3 acum. Și cu 3, 3 plus 2 e 0, 3 plus 2 e 1. 3 la pătrat 9 minusul este mai mare ca 0 și 3 plus 5 este mai mare ca 0. Da, te felicit pe asta. Deci trebuie să vezi și așa, pe, punându-le în calcul, nu faci tu, da? Deci, pe, prin relațiile, pentru x egal 3, inecuațiile devin, pentru x egal cu minus 2, îi devin. Iată, asta nu-i verificată, da. Atunci rezultă, gata, la revedere. Da, așa trebuie făcut. Băi, Mihai, povestea este așa. Ai văzut câteva modele, ai văzut și cât în caiet aici sunt modele. Păi mi-aș lucrezi, dar semestrul ăsta nu le-ai făcut pe astea. Ai făcut semestrul întâi. Semestrul. Ecuații exponențiale și logaritmice? Da. Semestrul ăsta le-ai făcut? Da. Sunt modele aici, ce am făcut aici și ce așa, păi mi-aș lucrezi. Lucrul individual contează. Da. Da. Mergi cu bine. Când ai teza? Mâine. Mâine? Wow! În noaptea asta numai că lucrez, numai de mâine. E rugăne mare. Ia să vedem. Da, sunt aici. Așa. Așa. Dacă ați scrieți dumneavoastră la tablă, ca să scriu și eu rezolvări. Gata, așa fac. Înțelegeți, nu? Hai, dacă nu înțeleg, las atinge și tot e discutat. La revedere. Hai să scriem, să închidem. 1, 2, 3, 4, să punctez la problema 1.